Una dintre cele mai consumate băuturi de sezon se scumpește. Din august am putea plăti chiar și cu 20% în plus pentru o halbă rece de bere. De vină ar fi majorarea accizelor la alcool, dar și celelalte scumpiri pe care le au de acoperit producătorii. Conform observatornews.ro, berea se va scumpi de la 1 august, odată cu modificarea accizei la alcool. Această creștere apare într-un context economic local care este deja foarte dificil, marcat de efectele pandemiei, de războiul din Ucraina, dar și de creșterea accelerată a inflației, a prețurilor materiilor prime, energiei, gazelor și combustibilului. Estimăm că această creștere va afecta piața și mai mult. Cu experiența asemănătoare ne-am confruntat în anul 2013, atunci când, în urma creșterii presiunii fiscale, piața berii s-a redus cu 10%, urmată de o scădere a încasărilor din acciza la bere de peste 5 milioane de lei în 2014, când s-a resimțit complet efectul majorării bruște a cuantumului accizei, a declarat directorul general al Asociației Berarii României. Problema este că anul viitor este posibil să avem și mai multe scumpiri, astfel că mai mult ca sigur consumul va scădea. Prețul berii a crescut mult în ultimii 2 ani pe fondul pandemiei, acum al războiului din Ucraina și criza financiară care se anunță va agrava și mai mult lucrurile. Asociațiile de bere spun că din august prețurile ar putea crește cu 20% în contextul accizelor majorate și a inflației galopante, adică pe un pahar de bere care acum costă 15 lei, am putea da 18 lei. Iar de la 1 ianuarie 2023, aproape 19 lei, odată cu creșterea TVA-ului în Horeca. În ultimul an, prețul berii s-a majorat cu 8%, relatează Observator News.ro.